Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit să o revenim pe canalul meu. Astăzi avem un empty de produse cosmetice, așa arată sacoșa. Am umplut-o, așa că fără alte introduceri, hai să trecem la treabă. Nu vă mai spun că nu am postat, cam ăsta e programul. Uneori reușesc să filmez mai multe, le programez, sunt mai multe videoclipuri, apoi iar e o pauză și tot așa, până când reușesc să găsesc din nou timp să filmez mai multe videoclipuri. Dar fără alte introduceri, hai să trecem la treabă. Primul produs este o cutie de asta gigantică de șervețele nazale. Pe asta a folosit-o Cristina. A avut 110 bucăți și au fost fiecare în 4 straturi. Pot să vă spun că șervețelele astea sunt uriașe, absolut uriașe. În momentul în care scoteai un șervețel, simțeai că nu se mai termină din cutie. Bun. Cred că o să iau gelurile de duș pe cât posibil. Ok. Am și un produs casnic aici, pe care îl dau deoparte. Da, hai să trecem la treabă. Deci, am un gel de duș de la Avon Senses la 500 de mililitri cu portocală. L-ați mai văzut într-un empties. Ăsta este al doilea recipient pe care l-am terminat. Îmi place foarte mult cum miroase și probabil o să-l recumpăr, dar după perioada Crăciunului, pentru că acum chiar mi-aș dori gelul de duș cu tematică de Crăciun. Am două de la Yves Rocher. Unul a fost cu măsline la 400 de mililitri, a arătat așa. Iar celălalt a fost ceva de Crăciun. Am avut un set pe care, care s-a tot dat în spate, în dulapul din baie. Și apoi când l-am reluat la mână, l-am tras în față și acum s-a terminat. Și mai am un gel de duș de la Oriflame Discover la 750 de mililitri. Este uriaș, miroase foarte, foarte bine, dar este uriaș și te plictisești până când îl termin. Acum punem toate gelurile de duș, adică când se termină, reumplem un recipient cu pompiță. Este o sticlă de gel de duș pe care o avem din Jumbo. Este uriașă sticla aia, nu știu, are mai mult de un litru, cu siguranță. Cred că un litru sau un litru 200, ceva de genul ăsta. Și e mai ușor de folosit, că are pompiță, nu te mai chinui să-ți mai torni palmă și toate astea. Practic am simplificat metoda de folosire. Ok. Așa, să mai văd. Am căutat niște rolon, dar o să vă arăt întâi de toate altele. Văd că aici încă mai rămas. Am avut o rezervă de săpun la 1 litru 250 de la Sien. A fost cu măsline. Și am pus-o tot așa, într-un alt recipient. Dacă găsiți genul ăsta de sortiment de săpun de mâini, ca să zic așa, este foarte ieftin, cel puțin la Lidl e foarte ieftină varianta asta. Ok, apoi am terminat o apă organică de lavandă, de la Ina. Îmi place foarte mult și o recumpăr de fiecare dată când mi se pare că rămân fără. A avut 200 de mililitri, eu o folosesc pe post de toner, ca să zic așa, practic curățarea de dinainte de rutina de skincare. Ok, mai departe am o cutie, așa ambalajul, de la Lacalut White & Repair. A avut 75 de mililitri și asta este cel nou care e în baie și asta e cel terminat. Deci îl recumpărăm de fiecare dată. Bun. Mai departe. Am o cremă de mâini pe care a terminat-o mama. O cremă pentru mâini și unghii. Așa arată. A avut o mostră sau ceva de genul ăsta. Nu știu de unde. Am o cutie de la un ruj pe care l-a început. De la Avon Lux. În nuanța Red Hot. Arată așa. Nu l-a terminat încă, dar mi-a dat cutia de la el. Apoi, am terminat un set de acesta de dischete de machiante de la Sien. Astea, vă spun de fiecare dată, e varianta 140 de bucăți, sunt cele mici. Și vă spun de fiecare dată că astea sunt singurele dischete de machiante de pe piață care îmi plac. Care mi se pare că ațele alea pe care le au pe dischete nu sunt atât de proeminente și nu te zgârie pe față în momentul în care
practic te curezi pe față. Tata a terminat un aftershave, o loțiune de genul acesta. A păstrat-o în cutie. Sticla arată foarte, foarte interesant. Nu mă așteptam să arate așa old. Na, e Old Spice. În fine, nu mă găsesc mai târziu când filmez. Ok. Apoi, am un șampon de la Sias Balancing la 440 ml. Mie îmi place ăsta enorm de mult. Foarte, foarte mult îmi place. Mi se pare că este un șampon, toate de la Sias îmi plac foarte mult. Varianta asta îmi place cel mai mult și mai e și cea una cu mov sau ceva de genul ăsta, culoarea. Mi se pare că curăță cel mai bine scalpul și oferă volumul ăla, volum, de, stă și mie pufos așa părul. Apoi, am mama a terminat o cremă, Eniu Platinum, de zi, așa arată. Ea le păstrează în cutie, de asta vă arăt și cutiile. Că e pe principiu să nu ajungă razele solare la ele, dar le ține și în dulap, adică la modul ăsta, gen, nici într-un caz să nu ajungă soarele la ele. Și mai am mai terminat și încă una de la L'Oreal. Tot în cutie era. Așa arată. Tot de zi. Tot la 50 ml, cu SPF 20. Am o cutie de bețișoare de oric de la Sien. Și la fel, și astea sunt ce mi se pare cele mai rezistente, ca să zic așa, de pe piață. Sunt unele care, în momentul în care te curiți în urechi, se rupe bățul ăla și mi se pare extrem de stresant. Ok. De data asta nu am foarte multe produse, deși părea sacoșa foarte, foarte mare. Am două roloni de la Elmi Plant. Arată așa. Au 50 ml fiecare, cu Matcha Tea. Este rolonul meu preferat de când nu am mai găsit pe piață cele de la Yves Rocher. Mama a terminat, unul a terminat eu, unul a terminat Cristina. Mama a terminat unul de la Vichy. Ea doar pe ăsta îl folosește. Iar tata a terminat unul de la Sien. La fel, el folosește pe ăsta și pe cel de la Nivea. Nu cred că mai are un altul pe listă. Ok. Și mai am doar câteva produse. Am, ca de fiecare dată, și două produse pe care nu le-am terminat, dar le arunc. Am început să folosesc un tratament de la CeraVital. Nu, ăsta e de la Yves Rocher. Nu, am terminat un tratament de la Yves Rocher și mi-a rămas doar sticluța și am început un tratament de la CeraVital. Știam eu ceva, dar nu știam cum trebuie. Genul ăsta de tratament mi-a plăcut foarte mult. Practic, dintr-un recipient de ăsta îți ajunge pentru 4 utilizări și foloseam, eu mă spăl pe cap cam de 2-3 ori pe săptămână în funcție de cum pică zilele. Și foloseam o singură dată pe săptămână. Practic aplicam la rădăcină după ce îmi umezeam părul. Mă ajută împotriva căderii părului. Am o perioadă în care îmi pică părul în continuu și dacă vreți putem să vorbim despre asta într-un videoclip separat. M-am mai terminat și o cremă de la Revitalift. A terminat creme de glumă în ultima perioadă. La 50 ml a fost asta. Și am mai avut o cutie de șervețele de la Sien. Așa arată. Au fost cu 100 de bucăți în 3 straturi. Eu folosesc tipul ăsta de șervețele în cameră, în mașină. V-am tot spus că le am cam peste tot. Asta e terminat. Tuș de la Marc, de la Avon, îmi venea în minte corector și nu găseam cuvântul potrivit. Pe asta l-am terminat, îl arunc, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mai am și un ruj pe care îl arunc, dar nu este terminat, el cam așa arată. Mai are puțin, dar destul de mult, dar l-am desfăcut de mult timp, cred că de un an, și e cazul să-l arunc. Este nuanța Perfection din gama Matte Legend. Îmi place foarte mult varianta asta de ruj. De fapt, toate rujurile din gama asta. E gama mea preferată după cele din gama Power Stay.
Și cam atât. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să lăsați un like, comentarii și subscribe dacă este primul videoclip pe care îl vedeți pe acest canal. Eu am fost Andreea și până data viitoare, v-am pupat!